Doi soți din Dorohoi au fost la un pas să-și piardă viața în cursul zilei de astăzi. Femeia, în vârstă de 60 de ani, a intrat în beci pentru a verifica mustul pus la fermentat. Pentru că aceasta nu a mai revenit în casă, unde era așteptată de către soț și câteva rude venite în vizită, bărbatul s-a dus în beci după ea. Câteva momente mai târziu, pentru că niciunul din cei doi nu mai revenise, rudele au plecat în căutarea lor. Cei doi soți nu au răspuns la strigătele rudelor, iar acestea s-au gândit că poate li s-a întâmplat ceva rău, drept pentru care au sunat la urgență. Două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri din Dorohoi au ajuns la fața locului, o ambulanță smurt și un echipaj al serviciului județean de ambulanță din Dorohoi. Cei doi cetățeni au fost scoși la suprafață de către pompieri și preluați de către echipajele de prim ajutor. După ce le-au administrat doza de oxigen necesară, aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Cele două persoane, soț și soție, au fost scoase din beci de către pompieri și au fost predate echipajelor de prim ajutor care le-au transportat la spital după cele petrecute astăzi, ținem să vă reamintim recomandările reprezentanților Inspectoratului pentru situații de urgență. În acest sens, mustul nu trebuie pus la fermentat în spații închise, nu trebuie să intrați în încăperile în care fierbe vinul, fără a vă asigura o ventilație corespunzătoare. Mereu trebuie să anunțați când intrați într-o astfel de încăpere, iar concentrația de oxigen din încăpere poate fi verificată prin aprinderea unei lumânări. În cazul în care aceasta se stinge, înseamnă că nu există suficient oxigen. Cei mai predispuși la a se intoxica cu dioxid de carbon sunt persoanele cu probleme respiratorii, cardiace și neurologice. Dacă există deja o victimă într-o astfel de încăpere, nu trebuie să intrați dezechipați. Este recomandat să sunați de urgență la 112.